și aici un prim apicultor care vrea să vorbească cu noi. Ne puteți spune de unde sunteți? Sunt din Hunedoara, comuna Dobra, sat Abucea. Mă ocup de vreo 20 de ani de stupi. Am în jur de 350 de familii de albine. Producem miere de mai multe sortimente. Vindem în general angro. Am vândut și pe târguri și piață, dar e destul de costisitor. E greu, așa ai. Exact. Mierea e delicioasă, mi-a dat domnul să gust din aceasta și... Da, miere de conifer rășinoasă din retezat este. Mai avem zmeuriș și mur, salcăm, miere cristalizată, defânat, rapiță, flori de câmp și mană de stejar cu rășinoasă. Filmează să vedem și miere de mană. Da. Una dintre cele mai rare sortimente de miere, similară ca valoare, să spunem așa, nutritivă, cu mierea de manuca. Din păcate, în România nu se prea... Uite că avem și o degustare. Asta e miere de pădure. Mană și... Delicioasă! Foarte bună! Din păcate, în România, mierea e puțin sub mierea de mană ar trebui să fie considerată ca și manuca, după mine. Măcar 100 de lei kilogram. Avem și căpăceală. Da. Miere cu nuci. Chiar și cu migdale. Da. Ce rasă și de albine aveți? Albina locală. De albina autohtonă. Da. Uite un român care păstrează încă rasa autohtonă. Acum au mai apărut și din alea mai... Și mai este și câte una cu galben. Au rapărut natural. Ce se împerechează ele în natură? Faceți pastoral sau aveți... Fac și pastoral și de-aia probabil, mai împerechează. Ați accesat până acum fonduri europene? Da, proiecte. Acum 10 ani. Acum 10 ani? 12 ani. Dar nu-i mare. Adică... Ce-am făcut eu? Miere, producția asta e sfânt. În rest... Nu zic că nu te ajută, e foarte bine să te ajute, dar... Dacă eu am făcut producții și am avut mulți trucs și eu să nu mă prea mă interesa pe mine proiecte. Cu toate că poate trebuia să mă dezvolt sau la alt sistem mai sus, dar mai mult de 350-500 de familii n-am putut să țin eu și acolo trebuia ajutoare și asta și... România nu poate să duci mai mulți trucs. Deci asta eu n-am putut să fac mai mult. Anul trecut la o stupină cu 230 de stup, se acorda o finanțare pe fonduri nerambursabile de 50.000 de euro, doar pe numărul de familii. Acum nu știu, o să vedem anul ăsta în martie, o să lanseze un nou program, uite că un nou program și abar n-am câți bani o să dea, dar la câte familii veți... Bine, eu nu am, deci trebuie altă societate, eu am lucrat cu producător, niciodată nu. Am și certificare bio, am lucrat cu două firme de certificare bio de la CSI, acum i-au devenit Bioland în Germania și mai am cu EcoCert din 2007, eu aia a fost din 2005, în 2011 am revenunțat la CSI pentru că nu aveam ce să fac cu două. Așa. Aceeași producție o făceam de miere. No, și majoritatea mierii merge în Germania. În Germania. Sau Spania, Italia, acum aici și în Japonia am trimis, dar tot prin firmele astea comerciale care se ocupă de asta. Nu m-am dezvoltat să fac eu și altceva. Căbiciunea mea. La producătorul local, cum suntem și noi... Eu, cum să zic, atât am făcut... Nu mi-a trebuit mai mult, ca să zic, în fiecare an.